Ce se întâmplă când un manager american se întâlnește cu un cercetător român? Tehnologie înaltă, protecția mediului și bani. Patrick Gates și Petrișor Iordache sunt doi antreprenori care se aseamănă la nume și se completează unul pe celălalt în businessul pe care îl dezvoltă împreună, alături de încă 6 asociați români. Românul este doctor în chimie și coordonează partea științifică a afacerii. Americanul are un masterat în business și se ocupă de partea de bani și management. În anul 2013, cei doi și-au deschis o firmă în România, Greenwater Nanotechnology, care produce, spun ei, un material revoluționar numit Undasys. Un fel de filtru făcut din fibre vegetale care scoate efectiv cianura, petrolul și alți poluanți din apele uzate ale industriei chimice. Recent, Patrick și Petrișor au făcut un experiment pentru a dovedi eficiența filtrului lor în fața potențialilor investitori, reprezentanți ai camerelor de comerț și industrie germane, japoneze, britanice în România, ai Bursei de Valori București, ai unor companii din Olanda. Hold New Startup Cafe a asistat la experimentul demonstrativ și a stat de vorbă cu americanul și cu românul care vor să revoluționeze managementul apelor uzate în întreaga lume. Pe scurt, un bidon de apă neagră, rezultată din procesele tipografice, devine limpede precum cristalul sub ochii potențialilor investitori și ai camerei video a Hot New Startup Cafe. Apa reziduală de la tipografie este unul dintre cei mai toxici poluanți, o bombă pentru sănătatea omului și pentru mediu. Petrișor Iordache spune că mostra folosită pentru experiment conține cianuri, solvenți, uleiuri minerale și sintetice, detergenți, compuși toxici ai metalelor grele, cum ar fi arseniu, plumb, cadmiu, crom, zinc, cobalt, cupru, fier, stibiu, seleniu, vanadiu și, în fine, molibden. Reporterul Cornio Startup Cafe, martor la experiment, a putut constata că lichidul respectiv era într-adevăr negru opac și avea un miros respingător, asemănător cu nămolul sulfuros sau cu păcura. Produsul filtrant al Greenwater Nanotechnology este maroniu, cu un aspect fibros, asemănător cu vata din bumbac sau cu lâna netoarsă amestecată cu argila fină. Acest material se introduce în apa uzată, neagră ca smoala. Soluția se completează cu puțină sodă și hidroxid pentru ajustarea caracterului acid sau bazic al acesteia. Pentru sporirea eficienței de curățire, se adaugă și câțiva mililitri de acid sulfuric. Acidul produce microimplozii chimice în profunzimea microfibrelor pentru o mai bună capturare, degradare și încapsulare a chimicalelor. Produsul lui Petrișor și al lui Petri conține peste 50 de structuri materiale distincte care rețin diferitele clase și contaminanți toxici. În interiorul vasului, contaminanții sunt reținuți, degradați și încapsulați prin procese fizice, chimice sau combinate, spune Petrișor Iordache. El susține că materialul său poate să rețină tot soiul de compuși toxici, dar nu și apa curată, care e astfel separată de poluanți. Ulterior, amestecul de apă uzată și compozit se strecoară printr-un filtru din hârtie, rezultând pe de o parte apa limpede și pe de altă parte o substanță semisolidă ca un fel de mâl negru și ur mirositor. Tot procesul de filtrare durează 30 de minute. Separat, prin hârtia simplă a fost strecurată și doar apa uzată, fără produsul Greenwater Nanotechnology. Limpezirea nu a funcționat, rezultând o apă la fel de neagră și de urât mirositoare, semn că inovația micuței firme românești a făcut diferența. Compania noastră, Greenwater Nanotechnology, este practic singura companie din lume capabilă să producă pe scară largă un material compozit avansat destinat apelor contaminate de proveniență industrială. În principal, apa care rezultă la finalul procesului de tratare e apă curată, nu am testat-o încă ca fiind apă potabilă, este microbiologic pură, dar ca să fie categorisită apă potabilă trebuie alte teste și nu este în scopul nostru în momentul de față. Dar la ce poate fi folosită această apă? Redată circuitului natural, poate fi reutilizată în fluxul proceselor tehnologice în interiorul companiilor, în fluxul proceselor de fabricație. Ca apă industrială utilizată? Industrială. Sunt foarte multe domenii în care apa care rezultă în proces poate fi reutilizată. Asta înseamnă multe costuri care pot fi salvate. Why did you choose Romania? Because do you have any business plan? Do you have any tax assessment and so on? Because there's this problem in Romania about the Romanian authorities, the Romanian taxes. There are many entrepreneurs that find our taxes and our authorities not very easily to work with.
That's actually more of a complex question. The taxation here is not really out of line with the EU or the US. In some ways it's better, some ways it's worse. From the authority point of view, we've actually had very good success. The Romanians are very happy to have us here. This is a product that was engineered in Romania. I believe it should stay in Romania. I believe it should be produced in Romania. This is a chance for this country to have high technology manufacturing, which is something that could give it a lot of credibility worldwide for other manufacturing. Romania has a patchwork of infrastructure, some very well, some not. And you have to be creative to do business here. But if you think outside of the box and you want to be successful, you can be very successful in this country. I think Romania has been kind of given a bad reputation about taxes, infrastructure, and governmental oversight. I actually have been very impressed overall.